Constantin Zota, Iulian Miu, bună seara! Bună seara! Salut! Cum vi s-a părut meciul și care ar fi impresiile pe care le-ați avea? Iulian? Păi noi mai vorbeam că am văzut împreună meciul. La un moment dat, în a doua repriză, băieții din Sibiu au început mai bine. Veniseră ușor-ușor spre careul rapidist. Au avut niște oportunități și s-au apropiat, eu spuneam atunci și credeam că poate să devină mai periculoși față de prima repriză, dar uite că fotbalul este imprevizibil, Rapid vine cu anumite faze și aici trebuie să vorbim și de ceea ce a făcut Ioniță, care intră foarte bine în careu și centrează cu piciorul drept, e acea execuție de excepție și Rapid ia 3 puncte importante pentru ceea ce înseamnă lupta la titlu. Domnul Duta? Fără să aibă un joc spectaculos, Rapidul obține o victorie muncită și meritată. Cred că această victorie se datorează în primul rând de experienței echipei, a știut să aștepte și să folosească momentul oportun pentru a înscrie. O victorie foarte importantă pentru Rapid. O primă reacție chiar antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu. Cum ați pierdut acest meci? Pentru că, cel puțin până în ultimul sfert de oră, mi s-a părut o partidă foarte echilibrată. Da, într-adevăr, o partidă echilibrată. Acolo iau așa de la început. Au avut o primă repriză mai bună, având jucători calitate, au jucat foarte mult între linii. Dar până la urmă nu au fost ocazii, însă nu am prea multe de spus vis-a-vis de repriza a doua, pentru că am început foarte bine, am avut două ocazii mari și cu Oprut singur cu portarul, pe urma acea bară, controlul nostru al jocului, cel puțin să zicem jumătate de repriza a doua, și pe un atac pozițional, mingea noastră, am pierdut-o, contraatac și ne-au dat gol. Am avut pe urmă un moment, un blocaj, este clar că din punct de vedere mental am căzut puțin. A venit și acel corner 2-0, dar pe ansamblu n-am ce să le proșez, pentru că din punct de vedere al atitudinii au dat totul. Chiar și jocul a fost în multe momente destul de bun. Până la urmă am avut în față o echipă cu jucători calitate, pentru că aici au făcut diferența de multe ori la 1 contra 1 și atunci efortul a fost mare, dar nu știu dacă poate meritam un punct. Acum, asta e situația, trecem într-o perioadă grea, este a treia înfrângere consecutivă, va fi din ce în ce mai greu. Ați spus de efortul mental, sau mă rog, că a scăzut din punct de vedere mental. Vi se pare cumva că a apărut și o uzură din punct de vedere fizic? Am întrebat și înainte de meci, pentru că mi se pare că în ultimele, nu știu, 15-20 de minute, cumva e un joc mai degrabă de conservare, pentru că parcă nu prea mai au suflu unii jucători, chiar dacă ei doresc foarte mult. Nu, efortul este mare, pentru că noi ne-am dus sus în preză și în prima repriză, ei au jucat minge lungă, automat aveau un atacant foarte bun, Lucas, în care ținea de minge, juca pe un care venea cu fața și efortul era foarte mare pentru cei din față, atacantul, interii noștri care au ieșit pe fundașii lor centrali. Asta se resimte la un moment dat, dar nu pot să spun, a doua repriză chiar a fost bună, cel puțin am spus, 15-20 de minute, poate și mai bine din a doua repriză, a fost una a noastră cu faze bune, cursive, dar cred că odată cu primul gol atunci am căzut din punct de vedere mental, pentru că am și băgat al doilea atacant și totuși n-a venit cu foarte multe centrări, sau cel puțin, știți cum e, poate pica un gol și atunci pui presiune pe ei până la final. Dar va trebui să ridicăm capul, urmează un meci de cupă, vor fi și schimbări la acest meci, după care la alte 3 zile vine meciul de la Craiova din campionat. Da, este o perioadă grea, meciuri foarte, foarte multe, echipe foarte bune. Orice meci este greu pentru noi. Vi s-a părut cumva că adversarul s-a pregătit foarte bine? Câteodată este reversul medaliei că aveți jucători în formă sau individualități. Adică mă refer la Paraschiv și Babal Hasan, care astăzi mi s-a părut că au fost închiși complet de adversar.
Adică e și asta un dezavantaj, nu, să ai doi jucători în formă și să se pregătească adversarul pentru ei? Da, este clar că sunt, poate dacă nu au fost luați în seamă la început sau pe început de campionat, acum, într-adevăr, sunt analizați poate mai bine, dar nu, Paraschiv, eu sunt foarte mulțumit de el pentru că a ținut de minge, a făcut și efort, însă la Baba se resimte oboseala, el după meciul de la UTA a avut o problemă cu, are o periostită, chiar dacă a jucat cu Sepsi, avea probleme medicale, a fost suspendat, se antrenează 2-3 zile, după care 2-3 zile stă, nu este ușor și asta se vede în jocul lui. Nu l-am scos nici pentru că pierdeam și din punct de vedere al taliei la fazele fixe, până la urmă tot am luat gol, dar și pentru că poate scoate ceva oricând dintr-o acțiune și am preferat, chiar dacă este un pic obosit, să joace până la capăt. Mulțumesc! Seară bună! Da, cred că e corect analiza pe care a făcut-o Mădălășanu. Da. A amintit și el de, exact ce spuneai tu, startul de repriză secundă foarte bun, dar cred că la cea mare ocazie în care Sibiu a trimis mingea în bară, cred că s-ar fi dictat offside dacă da, la Bejan. Mingea a ajuns în poartă. Asta este întunat dat offside, dar pe ce am văzut noi așa a apărut. Bun, vă referează la faptul că Rapid era într-un moment de mini-dificultate, să nu spunem dificultate, da, pentru că luase un singur punct cu două echipe aparent la îndemână. Botoșani acasă, Chindia în deplasare, adică echipe de la retrogradare. Victoria asta o tonifică din nou pe Rapid. O tonifică, îi consolidează poziția în clasament, îi redă autoritatea de, da, de echipă care se luptă la titlu și care își arată dorința de a se lupta pentru titlu în condiții dificile, delicate, de lot, pentru că Rapidul pierde jucători importanți prin accidentări. Situații de ghinion mare, adică și Papo și Cai, jucători importanți, Cai, adică cred că o pierdere foarte mare pentru evoluția Rapidului. Pe urmă și Mățan, acum Voitoș de-abia a intrat, adică au fost ceva probleme și sunt la Rapid. Eu știu, cei care sunt mai critici ar putea să spună, bă, totuși Rapidul n-a arătat un joc foarte bun. Însă a arătat că știe să sufere încă o dată. Și a suferit acele 20-25 de minute din a doua repriză bine. S-a apărat bine, a încercat contraatacuri. Bine, Ioniță, pe urmă, iar golul a fost extraordinar. Adică aici a arătat calitate, jucătorii care fac diferența. Lipsa lui Ioniță, acea perioadă, s-a văzut, uite, acum poate, chiar dacă nu are un joc bun, dar în două, trei faze poate să schimbe jocul. Și aici mă gândesc la, eu știu, la Dybala, care tot așa poate nu face un joc bun, dar are o situație. Apropo de golul marcat de Emers, că el pleacă de la această fază pe care o tot lăudăm, făcută de Ioniță, vreau să vedem acest gol, pentru că e golul care deblochează tabela și, ok, se termine 2-0 și ai impresia că meciul a fost la discreția Rapidului dacă vezi scorul, dar n-a fost deloc așa. N-a fost așa. Da, pentru că golul vine târziu și ce e mai de apreciat? Ce face Ioniță sau finalizarea lui Emers? Finalizarea, e greu să dai din poziția aia, Ioniță face un lucru normal, adică el intră și dă, întoarce mingea acolo, în careu, dar execuția pe care... E deosebită execuția. E deosebită și poți să câștigi, să deblochezi meciul sau să te duci spre victorie cu asemenea execuție. Nu mă așteptam să dea așa, cred că nu ne gândeam să aibă execuția. Teoretic, altfel nici nu prea poți să dai. Că n-ai cum. Că n-ai cum. Vreau să mă uit acum să văd dacă el era în afara cadrului porții. Da, era în afara cadrului porții. Chiar dacă era în... Da. E foarte greu să... Doar nu, dacă ești pe ax, e ușor să tragi la poartă. Păi, da, dar cum să dai de acolo? Da, că vine mingea cam în spate. Cam în spate. Da. Poți să o dai, dar unde o dai? Nu știu. Bine, dacă... poți să o întorci. Era Sefer, să întoarcă să tragă Sefer acolo, dar execuția este excelentă. Da. Și vine și pe un fond de joc bun al lui. Da? Văd că și Adi Mutu are încredere, e titular din nou, joacă, uite... Răsutăm pe marcatorul celui al doilea gol pe Dragoș Grigore. A fost un meci foarte greu, nu? Mai ales în prima repriză. A fost un pic chinuit, mai ales la contraatacurile lor. Da, n-am mai marcat de mult, așa este. Așa. A trecut un an și ceva.
Mă bucur că am marcat, mă bucur că am reușit să obținem cele 3 puncte. E adevărat, o primă repriză, eu știu, cu nu foarte, foarte multe ocazii mari de a se marca de nicio parte, însă până la urmă, în a doua repriză am reușit să ne creăm ocazii clare și să luăm cele 3 puncte, fiindcă ăsta a fost scopul principal în această seară. A fost oarecare presiune în plus, nu? Și o motivație în plus pentru voi după ultimele 2 etape? Presiunea este tot timpul. Era esențială victoria în seara asta. Presiunea este tot timpul, la Rapid și va fi mereu. Nu cred că această presiune ar trebui să ne ia din elan, ca să zic așa. Rapidul este un club cu pretenții, Rapidul tinde sus. Așa că, nu știu dacă atunci, în momente grele, ar trebui să dăm vina pe presiune. Nu, sunt meciuri și meciuri, sunt meciuri în care nu ne iese nimic, așa cum s-a întâmplat, cum probabil se va mai întâmpla. E important să depășim acele momente și să mergem mai departe. Încă n-am realizat nimic, e adevărat, suntem în obiectiv și vom face tot posibilul să ne îndeplinim acel prim obiectiv și acela de a intra în play-off. Vorbeam despre faptul că ați avut parte de un meci foarte greu. A părut un pic că aveți un avantaj la capitolul ambianță, suporteri, adică a părut că jucați acasă și astăzi și cred că a contat și asta, nu? Da, suntem peste tot acasă. Nu cred că mai e niciun secret. Le mulțumim pe această cale. Suntem mândri să avem în spate la fiecare meci, nu mai spun de atmosfera creată și de sprijinul pe care ne-l acordă atunci când jucăm acasă. Cu atât mai mult ne bucurăm și pentru ei în această seară, dar sincer să fiu, n-a fost ușor, fiindcă Hermannstadt o echipă bună, o revelație, așa cum a spus-o și mister al nostru. Felicitări celor de la Hermannstadt pentru ceea ce au realizat până în acest moment. Și în afară de acest fapt a fost și terenul, un teren destul de greu, moale. Însă, una peste alta, totul este bine când se termină cu bine. Vă ajută foarte mult rezultatul ăsta, în primul rând, și în perspectiva a ceea ce urmează. Ok, meciul de cupă, dar apoi 2 meciuri, ba chiar 3 definitorii pentru întreg sezon. Fără doar și poate, că moralul nostru crește atunci când obținem victorii. Cu atât mai mult foarte important în această seară, fiindcă am venit după 2 meciuri în care n-am reușit să câștigăm și de aceea ne bucurăm în seara aceasta. Însă de mâine va trebui să uităm acest meci, fiindcă urmează meciul de cupă, după aceea meciul din campionat contra Farului, echipa de pe primul loc din campionat. Ne vom pregăti și vom da tot ce avem mai bun la fiecare meci pentru a scoate maxim din fiecare partidă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, l-am lăsat pe Dragu și Grigore. Noi comentam puțin clasamentul după aceste 2 meciuri, pentru că s-a disputat mai devreme și FC Argeș Voluntari 0-0. Însă, din perspectiva Rapidului, pentru care 28 de puncte nu sunt puține deloc. Nu sunt puține. Chiar deloc. Sunt multe. Multe, pentru că, ok, poate la startul campionatului Rapid își făcea speranțe de play-off, da? Da. Dar nu se gândea că va fi aici. Sunt absolut convins de asta. Sigur că nu se gândea, dar ajutată de rezultate bune, de victorii multe, adică foarte puține rezultate egalitate, și pe de altă parte trebuie să și recunoaștem de evoluțiile relativ modeste ale unor principale candidate la play-off, și aici mă gândesc la Craiova și la FCSB. Adică cu evoluții schimbate ale acestor 2 echipe, probabil că altfel era partea. E adevărat că noi trebuie să fim atenți și la numărul de meciuri pe care anumite echipe le-au disputat. Că vedem dacă acum, nu uităm la CFR. Deci, Rapidul are 28 de puncte din 14 meciuri. CFR are 22 de puncte, dar din 11 meciuri. Deci are 3 meciuri mai puțin. Dar nu contează, toate, că alea 3 nu sunt câștigate dinainte. Nu sunt. Stăm și pe Alexandru Ioniță. Cu Minnesota, eu n-am mai văzut de mult să se dueleze 2 jucători atât de mult în terenul ăsta. Bună, a fost umbrata. Mulțumesc frumos, da. Am început să am marcaj om la om, dar nu este o problemă lucrul acesta. Sincer, ca de puține dăți când ies de pe teren, fără să mă doară ceva. De data aceasta sunt ok.
Am încercat să-l blochez și eu, am încercat să mă blocheze și el, dar mă bucur că am reușit să fac faza de la primul gol, dar execuția lui Emers este una foarte frumoasă. Ce urmează pentru voi? Aveți un moral mult mai bun, aveați nevoie de victoria asta și mă gândesc că vă ajută foarte mult la ceea ce urmează, adică aveți două meciuri cu liderul și apoi cu campioana. Da, avem mai întâi meciul de cupă pe care îl tratăm la fel de serios ca și toate celelalte meciuri. E normal să mai avem și evoluții mai puțin bune pentru că suntem oameni până la urmă, avem stări mai puțin bune atunci când evoluăm mai slab, dar încercăm să ne facem treaba cât mai bine de fiecare dată când avem posibilitatea. Ne bucurăm că am reușit să obținem cele 3 puncte, sperăm să câștigăm meciul cu Dumbrăvița pentru că ne dorim să mergem cât mai mult în Cupa României și dacă nu chiar să o câștigăm. Și după aceea va urma meciul cu Farul, cu CFR, FCSB, Craiova, dacă nu mă înșel. Urmează etape foarte grele, dar cred că tot campionatul au fost meciuri foarte grele, pentru că este un campionat echilibrat și ne bucurăm că reușim să ne menținem între primele locuri. Care ar fi atul vostru în teren? Pentru că în tribune am văzut care este, nu mai discutăm. Suporterii au fost extraordinari și în seara asta. Pentru că mie mi s-a părut că voi aveți un calm din ăsta, prielnic fotbalului, adică nu intrați în criză de timp, nu vă precipitați, nu începeți să trageți la poartă din toate pozițiile, e adevărat? Adică mi se pare că v-ați văzut de joc fără să schimbați prea mult, pur și simplu ați avut încredere asta că golul o să vină. Atunci când jucăm ca o echipă, e greu să ne învingă cineva, dar la meciul cu Chindia probabil că nu am intrat foarte concentrați și când joci în 2-3 oameni e foarte greu să reușești. În seara aceasta am făcut o treabă bună toți, am avut încredere unul în celălalt, am alergat unul pentru celălalt și cred că asta a făcut diferența. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, mulțumit! Ionița a vorbit și despre următorul meci oficial pe care Rapid îl va disputa în Cupa României în faza grupelor, pentru că avem un nou format. Dumbrăvița este adversarul Rapidului. Teoretic, acest meci trebuia să joace în deplasare, dar Dumbrăvița n-a fost, să spunem, în stare să aibă un stadion cu nocturnă, pentru că meciul este televizat și se va juca în Giulești. Și o să vedeți de ce e important când o să calculăm și o să analizăm ce urmează pentru Rapid. O situație realmente incredibilă. Dar până atunci vreau să revedem golul de 1-0. Pentru că aveam o discuție dincolo de frumusețea fazei, de frumusețea finalizării lui Emers. Atenție la duelul acela din centrul careului mic. Cred că Dugan zici cu... În fine, nu-mi dau seama cine este acolo. Întrebarea mea este următoarea. Dacă Dugan, zici, este în poziție de offside, este sancționabil ce face? Pe prima reluare, cred că prima reluare trebuie să o vedem, ca să vedem în primul rând dacă el este în poziție de offside. Păi, Buteanie acolo, endul cu Butean. Regulamentul spune în felul următor. Așa. Un jucător a aflat în poziție de offside, ceea ce zici tu să presupunem, da? Da. Va fi declarat sancționabil dacă prin poziția în care se află influențează jocul sau adversarul. De aici. E, aici prin poziția... Deci nu, aici după ce lovește Emers mingea. Aici nu, când lovește Emers mingea. Păi când lovește Emers mingea. Da? Vedem că el nu este în poziție de offside, ceea ce... Cred că e scos chiar de Stoica, de aici, jucătorul care îl blochează. Aici este momentul. Cred că Stoica îl scoate din offside pe Dugan, zici. Asta e părerea mea, că nu e în poziție de offside. Dar eu vă întreb așa, dacă era în poziție de offside Dugan, zici, fără să atingă mingea, cred că e sancționabil ce face. Pentru că blochează adversarul să intervină. Exact. La minge. Da. Ar putea fi. Adică e o fază... E o fază... 90% peste golul anulat Rapidului la Ploieșu Chindia. Da, da. Că pentru ceva asemănător a fost anulat acel gol. Da, bun, acolo a fost o ținere. Nu, a fost o eroare, pe asta spun. Deci aici... Adică aici avem măcar 90% în plus o bază pentru care acest gol ar fi putut fi anulat dacă Dugan zice era în poziție de offside. Dar mie mi se pare că nu e. Da. Că scoate Stoica. E posibil să... dacă cumva era în offside să... Mie mi se pare că nu e, că iată piciorul drept. Nu, nu, dacă noi vorbim, dacă, da, nu e în offside, el nu e în offside 100%,
Dacă ar fi în offside, cred că VAR-ul intervenea. Intervenea și anulat, pentru că iată, influențează. Să vedem concluziile lui Adi Mutu. Victorie, cum a fost meciul? Pentru că deja trecuse deja de minutul 75, simțeați cumva că pierdeți printre degete meciul ăsta sau dimpotrivă a simțit că golul va veni mai devreme sau mai târziu? Trebuie să ne bucurăm că meciul ține 90 de minute, nu? Sau cum? Da, nu. Unii nu s-au bucurat că au jucat cu Hermannstadt în trecut. Haideți să vă spun, meciuri sunt meciuri și meciuri. Meciul de astăzi e pe un teren foarte greu pentru ambele echipe, bineînțeles, dar un pic dezavantajat pentru noi, pentru că suntem o echipă de posesie, căruia ne place să avem mingea. Multe momente am lăsat acest joc și am aplicat un joc de luptă, pentru că asta cerea jocul în momentul respectiv. Dar până la urmă s-a terminat bine, știam că până la urmă să vină golul, că am dominat tot meciul. Hermannstadt s-a bazat doar pe contraatac și asta am înțeles-o din primul minut, când într-adevăr este o echipă care pe contraatac e foarte periculoasă, pentru că pleacă foarte bine sau atacă foarte bine spațiile cu jucătorii. Dar chiar dacă am avut așa pe undeva, să spun, puține emoții, am controlat în general meciul și cred că este o victorie meritată. Ce părere aveți de golul marcat de Emers? Gol foarte autentic. Întreaga fază a fost una frumoasă, zic eu, cu execuția lui Emers, care a și făcut un meci extraordinar, a făcut o risipă de energie incredibilă. E un jucător care poate să acopere mai multe poziții, ceea ce e bine pentru noi. Cred că a fost un meci exact cum ne așteptam. Cu noi la timonă, cu ei care să închid și așteaptă să plece pe contraatac, dar știți cum este, nu poți să sper tot timpul că Rapid nu marchează și să dai gol pe contraatac, iar astăzi am jucători de valoare și au și demonstrat-o în și execuții sau pase foarte frumoase. Credeți că ați rezolvat parțial această problemă, care mie una, dacă aș fi să vă găsesc un cusur ăsta ar fi? Care? Faptul că câteodată sunteți puțin cam surprinși pe faza de contraatac, sunteți avansat cu fundașii și am văzut asta și astăzi. Astăzi a fost mai bine, totuși. Am fost 0 pe tabelă la față, nu? 2-0 pentru noi. Atunci când faci un joc al nostru, în care domini adversarul și te muți în jumătatea adversă și încerci să construiești, și atunci când întâlnești un adversar, și în general noi asta am întâlnit în ultima perioadă, un adversar care se închide, normal că apar și riscurile sau ți-asumi niște riscuri. Și aceea sunt a împinge fundașii laterali în sus pentru a crea superioritate și așa mai departe. Dar normal că rămâi doar cu doi fundași centrali. Și există și riscul atunci când încerci foarte mult și riști să joci între linii, să pe echipa adversă să plece pe contraatac. E un risc asumat, pentru că altfel ar fi alt joc. Adică n-am putea crea superioritate nici teritorială, nici numerică și lucrurile ar sta în altfel. Ați spus că ați avut un meci de luptă, ați insistat, ați avut determinare, a contribuit poate și prezența în mare număr a suporterilor în această seară, că a părut că jucați acasă mai mult. Din punctul ăsta întotdeauna. Aici nu avem cum să ne plângem niciodată. Sunt alături de noi tot timpul. Mă bucur că în seara asta am reușit să le oferim victoria, pentru că este un drum lung și ne așteaptă și acum un drum lung. Dar, cum am spus, suntem pe o traiectorie bună, tot ce înseamnă club, și tot ce înseamnă și joc și un moment. Mergem înainte, gândindu-ne la ce putem să facem, la ce forță avem, dar în același timp precauți, pragmatici, pentru că fotbalul e periculos în anumite momente și noi trebuie să înțelegem să le controlăm cât mai bine. Mulțumesc! Baftă! Da, l-am urmărit pe Mutu, e mulțumit. Mă uitam pe clasament și mi se pare interesant următorul lucru. Și anume că Rapid are foarte multe puncte cu puține goluri marcate. Nu știu ce înseamnă asta, dacă e de bine sau e de rău pentru Rapid. Nu cred că e vreo altă echipă în Liga 1 care să aibă un randament mai bun din perspectiva acestui raport. Adică să marchezi doar 16 goluri și să ai 28 de puncte, pentru că priviți restul echipelor. Poate doar la Petrolul, da? Cu 11 goluri, 17 puncte, dar raportul e sub cel la Rapidului. Mult sub. Da. Bun, asta înseamnă experiența mare a jucătorilor importanți. Da, dar pe mine mă interesează ala lung. Pentru că să iei titlul e o luptă ala lung.
Adică nu după 14 etape câștigi. Acum depinde dacă reziști să nu iei goluri, că dacă automat încep să iei și goluri... Păi nu prea iei, că atenție câte goluri are. Da, dar dacă iei, dacă spun, dacă o să iei goluri, trebuie să dai și mai multe goluri. Și aici deci trebuie să înscrii tu mai multe goluri după aia ca să câștigi anumite meciuri. Deocamdată ei sunt eficienți din punctul ăsta de vedere. Spunea și Adrian niște lucruri importante, trebuie să avem grijă la toate aspectele, cam așa am înțeles eu din ceea ce spune el. Și ai văzut ce ne mai povestește el sau ce spune. Terenul a fost greu, timpul să se schimbe. Păi nu, schimbe în rău. În rău. Da. Și atunci echipele care sunt mai bine organizate din toate punctele de vedere poate să câștige anumite meciuri și aici ne trebuie să ne gândim și la... Cum se își revine după anumite meciuri, e un drum lung. Adică se întorc la București, vedem cu ce se întorc sau cum fac înapoi acest drum. Normal, cred că trebuie să dormi undeva în seara asta, să vii a doua zi, nici n-ai cum să pleci. De la media așa. Ai, distanță, cum? Păi e târziu, ce? 3 ore, maxim. 3 ore, ar fi bine 3 ore. Oră până la Brașov, dar... 3 ore cu ce? Ca să întreb și eu cu... Când a fost întrebat Iohannis, cât faceți de la București la Sibiu? Cu ce? E important. Cu ce? După care depinde foarte mult lotul pe care l-ai la dispoziție, poate să apară tot felul de probleme. Dovadă că au și apărut. Da. Și atunci viața extra... trebuie să fie destul de echilibrată. Trebuie să ne oprim la ce spuneai tu de program. Și păi da, ziceam ceva mai devreme. Ce urmează pentru Rapid și mi se pare incredibil. Nu cred că s-a mai întâmplat cu vreo echipă chestiunea asta. Atenție, campionatul se va întrerupe prima dată după etapa care va avea loc în 12-13 noiembrie. Atunci se va întrerupe campionatul pentru 3 săptămâni, pentru că începe mondialul și pe durata fazei grupelor nu se vor juca etape în campionat, vor fi doar acele meciuri restante. E, până când se întrerupe campionatul, Rapid va avea următorul program. Atenție! Joacă acum în cupă cu Dumbrăvița acasă, deși trebuie să joace în deplasare. Apoi joacă cu Farul acasă, cu CFR acasă, cu FCSB nu e acasă, dar e în București, apoi cu Farul în cupă acasă și cu CSU Craiova în campionat acasă. Cam bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meciuri, 5 meciuri le are în Giulești și singurul meci în deplasare este pe Arena Națională. Mie mi se pare un imens avantaj. Acum nu știu cât contează, ai fost fotbalist, contează foarte mult și vor... ceva. Pe lângă suportul, scuză-mă Iulian, pe lângă suportul ăsta mare al publicului și a încrederii pe care ți-o dă faptul că joci acasă, mai e un avantaj mare. Abordezi meciurile astea de campionat, cu excepția Farului, dar joci primul meci aici, de pe o poziție superioară. Da. Adică dacă faci meci egal cu CFR-ul, nu e o nenorocire. Dacă după aceea mai... Cu Craiova acasă, cu Craiova, la fel. Egal e bun. Pentru că îi ții acolo jos. Da. Îi ții sub tine și tu pormă. Și iar etapele trec ușor. Mi se pare, evident că și dacă le puneai cu mâna, nu puteau să fie așa. De exemplu, acum, dacă Rapid ar fi jucat în deplasare cu Dumbrăvița, eu cred că Rapid nu știu dacă s-ar mai fi întors. Deși azi e vineri, meciul e marți, să vii de la Mediaș până la București, no, pe care să pleci la Timișoara, puteai să pleci cu avionul. Nu știu, habar n-am cum și-ar fi făcut deplasarea. Dar, repet, joci acasă, deplasare înseamnă Arena Națională în București, acasă. Dar ce meciuri are Rapid? Ce meciuri? În afară de meciul cu Dumbrăvița, echipă de Liga Secundă, joci cu Farul de 2 ori, care e echipa de pe primul CFR, loc. CFR-FCSB. CFR-FCSB Craiova. Sunt meciuri prin care poți să rămâi acolo sus și să consolidezi ceea ce vor să facă rapidiștii. Adică să se bată cu șanse foarte mari. Asta câștigarea... o variantă. Bine, mai dar, e și varianta care spuneai tu. Pentru că jucătorii importanți au o vârstă. Au o vârstă și aceste meciuri sunt pe o perioadă scurtă. Au avansat și metodele de a-ți reface musculatura, de a intra într-o formă cele bună, 6 meciuri sunt bună destul de repede. Sunt în mai puțin doar în ce dată e astăzi? Păi suntem 14. 14? Exact. Meciul cu Craiova, care închide, va fi 12-13 noiembrie. Deci într-o lună o să aibă... Deci într-o lună 6 meciuri.
Mai vedem o reacție, ascultăm pe stopărul Sibiului, pe Stoica. Bună seara, Ionuț. A părut că puteți să faceți față cu brio acestui adversar. Ce s-a întâmplat însă în ultimul sfert de oră, e, cel puțin primul gol, e puțin atipic pentru ceea ce ați arătat din punct de vedere defensiv până acum. Bună seara. Da, într-adevăr, am avut noi să facem 1-0, apoi avem iară bară, nu marcăm. Adversarul, cred că la cea mai importantă ocazie a lor, cea mai periculoasă, ne-a taxat și ne-a dat gol. Și de acolo am încercat să ieșim mai sus, să mergem peste ei. A venit și acel corner și s-a făcut 2-0. Din păcate, trebuie să ridicăm capul și să ne revenim. Eu zic că arătăm bine, doar că suntem într-o pasă proastă, nu mai avem rezultate. Se întâmplă ceva pe finalurile de meci, mă refer la faptul că odată cu trecerea timpului, odată ce vin jucători de la echipa adversă de pe margine, voi pare că nu aveți cu ce să contracarați. Adică e și o problemă, nu știu, de ordin fizic, rămâneți aceeași, e și o oarecare uzură din punct de vedere fizic? E normal să fie, dar că nu, nu știu eu în măsură să spun ce și cum ce se întâmplă, dar eu zic că a fost ok. Adică, na, nu pot să zic că picăm fizic sau ceva, că golurile le-am luat pe o fază fixă și cu acel contraatac. Nu cred că ne-au dominat sau ceva de genul. Trei înfrângeri consecutive, două meciuri la rând fără gol marcat, sună rău, nu? Ai oftat când ți-am spus asta. Păi, vă dați seama, deși poate la meciul din deplasare la Cluj, poate n-am avut situații de a marca, deși am jucat ok, astăzi chiar am avut situații de a marca, dar n-am reușit. Din păcate, când nu reușesc să marchez, e greu să scos puncte. Simți că cumva se și întorc, adică mă gândesc la rezultatele pe care le-ați obținut pe final, mi-aduc aminte de meciul cu UTA, adică simți că acum este exact invers la cum s-a, pentru că ai dat exemplul meciului de la Cluj. Se pot întoarce și asta, într-adevăr, da, se pot. Mulțumesc. Bun, am ascultat și pe Stoica. Un singur lucru vreau să mai comentăm din acest meci, un posibil penalti pentru Rapid, în momentul în care scorul era 0-0, fază petrecută cu foarte puțin timp înaintea golului marcat de Emers, cu vreo 3-4 minute. Aceasta este dacă e sau nu penalti, pentru că mingea îi atinge în mod clar mâna lui Stoica. Domnul Zotra, e sancționabil sau nu? Mie mi se pare mai mult că nu este sancționabil. De ce? Pentru că Stoica sare la cap. Da. Se vede evident că se ajută de mâini ca să sară la cap. Mingea este lovită de la o distanță foarte mică de Stoica, iar Stoica nu vede mingea și nu poate încerca vreun fel să evite contactul mingei cu mâna. Deci nu mi se pare, chiar dacă mâna este relativ sus. Să-l priviți pe central, pe Chivulete, uitați-vă un pic la el, să vedeți cât de indecis este, duce fluierul, vrea să-l bage în gloire, vrea să fluiere, să mai gândește. Păi nu este o fază ușoară. Eu cred că el nu controlează absolut deloc din moment ce are ezitarea asta. Pentru că l-am văzut pe un cadru după vreo minut când s-a oprit explicându-le jucătorilor, asta am înțeles eu, că i-ar fi trecut un jucător prin față și n-a putut să vadă exact. Da. Păi de asta e bine că ai varul, nu iei o decizie atunci pe moment și se analizează faza și până la urmă astea cred că sunt cele mai bune în regulă ca să iei decizia cea mai bună. Păi așa te duci și tu și arbitrezi Iulian, dacă e să arbitrăm așa. Da, crezi că Ișvan Covaci a trecut cu brio meciul din Champions League când a avut nevoie de 3 ori de var să-i corecteze erori? Pe așa arbitrează oricine. Că duelurile la centrul terenului nu sunt foarte importante într-un meci. Galbenele le vezi, roșiile te salvează varul, penaltiul te salvează varul. De offside n-ai nevoie. Offside n-ai nevoie, că salvează softul. Nu așa se judecă. Da, eu înțeleg ce spui tu, că pentru binele fotbalului, până la urmă, decizia va fi cea corectă. Dar vrei să zic ceva, nu știu, cred că doar poate îl șterge. Dacă o lovea ca lumea sau îi venea mână, îi schimba traiectoria totală. Îi venea în coace spre... Puțin, doar la... Dar nu știu dacă e o intenție și, cum spuneai și tu, e destul de aproape. Îți spun altceva. Faptul că
mâna este mai sus decât trebuie, este o neglijență și o consider ca și cum ar fi și intenție. Se expune. Și se expune. Numai expune, că aici dar... este o situație puțin schimbată. Vreți să vă spun ceva? Dacă arbitru fluieră penaltii, penaltii rămâne. Penaltii rămâne. Și nu putem să zicem mai zicem, ce eroare a făcut Chivule. Mi se pare că e acoperit. Adică da. Este o fază chiar la limită de chiar interpretat. La limită. Da. Modul în care, în fine. Că vreau să mai discutăm și alte subiecte, mai avem 10 minute din emisiune. Spunem cum ai trăit meciul de aseară al FCSB-ului, dacă din perspectiva sincer, celor de la CSEA Steaua... Ieri am avut un program încărcat, m-am uitat, am văzut meciul CFR-ului, după aia am adormit. Iuliane, îți dau cuvântul meu, Iuliane, nu te cred eu, dar telespectatorii. Nu, sincer, spun am adormit. Deja okay. Dimineața... Cum ai trăit? Că l-ai știut, când ai aflat rezultat. Când te-ai trezit, ai fost fericit sau nu? M-am dus către... N-ai fost baza... interesat să vezi rezultatul? N-am... am văzut, am crezut că nu văd bine. Pe asta, cuvânt, asta te cred. Sincer spun, nu mă așteptam la același rezultat care a fost în tur, să zic așa. Și ai ajuns la bază, nu în Ghencea. Și era sărbătoare acolo, bănuiesc. Nu ne bucurăm adică de rău. Nu erau micii pe grătar. De rău altor echipe. Pe noi ne interesează că Steaua este pe primul loc în Liga a doua și așteptăm... La ce vă ajută? Ca să fiu așa, un pic de autăcios. Păi cum? Ești pe primul loc. Ok, la ce eu te-am întrebat la ce vă ajută. Deci am zis că știi că eram destul de relaxat. Eu sper și cred că așa... E bine că gândesc și sunt cu această gândire pozitivă, ușor, ușor Steaua va ajunge în prima ligă. Okay. Trebuie să... E nevoie de puțin timp și de acei oameni care să facă cumva ca lucrurile să meargă pe drumul cel bun, cu acea formă de organizare. Eu sper să știi că și încă sunt tânăr. Cât timp ai jucat la FCSB? Încerc eu să-mi aduc aminte. N-am jucat la FCSB niciodată. La Steaua, ok. Da, eu am jucat la Steaua. Ai suportat vreo umilință de genul ăsta? Gen 0-5, 0-5 sau mă rog 0-5 cu PSG-ul? Cu PSG-ul atunci. Da, da, nu este comparabil. Apoi nu, PSG. Și Mihai Stoica, am dat niște exemple mai devreme în emisiune, zicea, păi și Barcelona a pierdut cu Bayern München. Ok, sau Rangers a pierdut acum 7-1 cu Liverpool. Și FCSB când a pierdut cu Sporting sau cu City, de maniera asta, n-a zis nimeni nimic, că alea-s forțe. Dacă te bate Silkeborg, nu-ți aduce aminte, nu? Nu cred că au fost. Au fost prin campionat. Prin campionat au fost, mi-aduc eu aminte. Era perioada aia 99-2000 până să vină Pițur, că era antrenor INA. Pierdea Steaua niște meciuri cu Petrolul, 5-0, cu Bistrița, cu Argeș. Nu-ți mai aduce aminte asta. Ok. Hai să vorbim de cazul Tamaș. Pentru că mi se pare absolut uluitor ce s-a întâmplat în aceste zile la Ploiești. Scurt despre ce este vorba ca să trecem la ce a apărut astăzi. Tamaș a reziliat contractul cu Petrolul după ce o convorbire în care înjura suporterii, spun înjura așa ca să mă exprim elevat, da? Pentru că ce spunea acolo Tamaș este mult mai rău la adresa suporterilor. Deci după ce a apărut această înregistrare, Tamaș a reziliat contractul cu Petrolul. E, astăzi, Play Sport a publicat întreaga înregistrare, convorbirea, dintre Tamaș și Nae Constantin, antrenorul Petrolului. Și vreau să o parcurgem. Dincolo de modul în care vorbește Tamaș la adresa suporterilor, mi se pare decomentat și nu cred că e singurul caz din România, modul în care se poartă o convorbire între un jucător și un antrenor. Chiar dacă e o discuție cumva nu oficială, adică nu la stadion sau nu știu, în pauza unui meci sau un vestiar. Atenție! Deci, Tamaș îl sună pe Nae Constantin și îi spune așa. Tamaș către Nae Constantin. I-am chemat la o masă pe jucători, n-au venit decât vreo 7-8. Retrogradăm, zice Tamaș. Nae Constantin. Da, mă, Gabi, da. Tamaș, ce faci, mister? Uite-n pad, mă, Hodin. Zice Gabi Tamaș, nu mai vin mâine. De ce, mă? Nu mai vreau. Haide, mai nebunii la cap. Da. Stai, mă, liniști, Gabi, și vin-o la treabă, că n-avem nicio treabă noi doi. Da, nu e problemă cu mine și cu tine. Nu mai vin. Vrei să-ți dau o zi liberă mâine? Nu mai vin.
Băi, Gabi, n-are rost să faci de asta, haide, nu mai vin, dacă mai vin a doua zi, bine, dacă nu, nu mai vin nici a doua zi, asta e alegerea mea, nu mai vin. N-ai Constantin, oftează, ok, hai, ești liber mâine, vorbim mâine seară și poi mâine îi dăm drumul la treabă, da? Tamaș, hai să zic ceva, ia zi, sunt cu 3, 4, 5, 6 jucători, așa, eu de ce vreau să-mi iau 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 zile libere? Pentru că a fost o chestie pe care am pus-o pe grup să venim să facem o masă. Mă rog, nu pot să citesc chiar tot de aici, pentru că unele cuvinte... Și n-au venit decât vreo 6-7 jucători, din cât suntem noi în grup, înțelegi? Asta e singura chestie care pe mine mă deranjează și la mine știi care chestia, nu cred că vom ajunge undeva. Știu unde vom ajunge, la retrogradare. Asta ți-o spun sincer, pe inima mea. Acum l-am sunat și pe ăsta, pe boschetarul ăla, cum îl cheamă, că pentru mine e boschetar. Așa, Costel Lazar. Costel Lazar fiind președintele clubului, atenție. Atenție. Deci așa vorbește Tamaș cu antrenorul despre președinte. Pentru mine rămâne un om care căra niște acte sau ce aia mea căra și așa mai departe, cum vorbește Tamaș. În fine, zice Nae Constantin, da mă, nu, tu n-ai venit pentru el la echipă, explică pe aici Tamaș ce spune, unde vreau eu să ajung ca să, ce mi se pare iarăși relevant. Îi înjură pe suporteri într-un mod care nu poate fi reprodus. Așa. Mi se pare haios și modul în care Gabi Tamaș îi reproșează lui Nae Constantin modul în care face antrenamentele și ce învață pe jucători. Zice așa. Nae Constantin zice, nu, trebuie să facem antrenament. Nu se poate fără antrenament. E ăla cu prevenția, cu alea, e important. Avem timp și de masă. Tamaș, da, ai dreptate. Atunci lung de linie și sprinturi crezi că ne ajută pe noi? Adică îi reproșează ce lucrează la antrenament. Și Constantin zice, hai mă, nu mai da în lung de linie și sprinturi, am făcut eu să jucăm lung de linie? Jucăm lung de linie pentru că nu avem curaj să jucăm cu pase scurte. Am făcut eu săptămâna trecută un lung de linie? În fine, și apoi zice la un moment dat... nu găsesc aici... Zice la un moment dat... Nae Constantin spune, bine Gabi, îți dau mâine liber și vii poi mine. Și Tamaș îi spune, dai tu mie liber? Eu mi-au liber când vreau eu la echipa asta. Că eu am venit să vă ajut. Nu știu, e regulă așa ceva? Ca să nu mai spun că la un moment dat Nae Constantin spune, rezolvă dacă vrei să reziliezi direct cu Costel Lazar, că ce vorbim aici rămâne între noi. Și a rămas. Nu, n-a rămas. Pentru că discuția asta a ajuns în presă, Nae Constantin recunoscând că el a dat-o unor lideri de galerie. El a recunoscut la conferință, da, am dat-o la liderilor de galerie, mai departe în presă, zice el, nu știu cum a ajuns. Că eu am o aplicație care înregistrează automat de când am fost amenințat și de asta aveam această convorbire. Cum vi se pare? Domnul Tota. E clar că nu-i face cinste lui Gabi. Gabi care are o carieră deosebită și a arătat că indiferent ce mai face el extra pe teren de totul, este un lider și are și marea capacitate de a strânge jucătorii cu echipieri în jurul lui. Poate că avea dreptate cu acea masă, cu, contează mult legătura dintre jucători, să fie uniți, să bea o bere împreună. Acolo se fac prieteniile și acolo te face pe unul să alerge să, pentru altul în teren, să se ajute unul pe altul. Contează foarte aici, Iulian poate să spună mult mai mult. Ok, pe de altă parte, asta. Pe de altă parte, dacă nu vin toți jucătorii Tamaș, să zică eu plec, retrogradăm, că nu au venit toți jucătorii. Da, e mult prea mult. Și nu mai spun celelalte. Și celelalte, modul cum vorbești cu antrenorul, adică din discuția asta se vedea cam care e liderul. Da. Da, și cred că până la urmă s-a luat decizia cea mai bună. Cea mai bună cu rezilierea. Pentru că putea dintr-un personaj pozitiv și un jucător cu personalitate, cu realizări, care face bine echipei, într-o conjunctură ca cea de aceasta, ar fi putut să aducă rău echipei și grupului. Iulia, da? Cum ți se pare?
Eu, dacă eram antrenorul lui Tama și aveam orice discuție cu el, acum nu știu când a fost discuția, la ce oră, dacă era supărat Tama și pe ceea ce se întâmplă la echipă, eu nu dădeam nimănui această convorbire, dacă o aveam înregistrată. Eu nu știu cum se înregistrează. Există, n-am înregistrat pe nimeni până acum. Nu știu dacă la toate telefoane. N-am înregistrat nicio convorbire. N-aș fi dat. Deci de aici plec. Era o discuție între doi bărbați maturi, trecuți de... Cred că și Tama se apropie de 40 de ani. Constantin, da, e trecut de 40. Și mai aveai a doua zi undeva o discuție antrenor jucătorul Tamaș. Ok, deci poate că eu nu dai Constantin că a greșit că a dat convorbire. Ok, eu spun ce făceam eu. Niciodată okay. Nu dădeam. Pe de altă parte, modul în care pune problema Tamaș în discuția asta... Păi de bine, noaptea te poate liniști. Am trecut și eu prin foarte multe momente. Nu știi ce gândești la ora 10, ești supărat. A doua zi poate ai altă gândire și mai ai atunci o discuție. Nu știu ce s-a întâmplat exact. Am înțeles. Cât de supărat era Tama și când s-a dat această înregistrare, îți dai seama că nu știi exact. Dar mai bine mai ai o discuție a doua zi și vezi ce se întâmplă. Ca să completez pe Iulian, faptul că ai dat mai departe această discuție spune clar că și tu ai vrut să scapi de Tama. Mulțumesc mult pentru prezență, Iulian Miu, Constantin Zota, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Noapte bună!